Pe zona de SEO și pay-per-click marketing, pe zona de search engine marketing, vrei și microfon sau? Nu, păi, eu am fost sigur că aia fost microfon. Salut, numele meu este Cristian Ignat și mă ocup de pay-per-click marketing la două parate. Asta e cumva vine pus aminte de publicitate în țara asta. Mă ocup de publicitate doar pe online, acum am făcut și offline. Cât din voi au auzit de SMTX? Bun. Câți din voi au, în momentul de față, au fie campanie proprie sau gestionează o campanie AdWords pentru un client care cu un buget de minim, nu știu, 250 de euro pe lună? Adică ați mai spus că ok. Câți din aceștia și-au luat bine la Sendays? Am înțeles. Bun. Eu acum vreau să vă dau mai multe motive, nu doar la cei care administrează campanii cu bugetul respectiv, cât și celorlalți. În primul rând, ediția trecută de la Fendi, la ediția trecută de la Lumea PPC, pentru cei care au fost, vă spuneam că lucrăm, suntem în discuții cu niște speakeri foarte, foarte interesanți. Acum pot să vă zic că am și concretizat câteva venirea speakerilor. Și cel mai important din punctul meu de vedere este cea lui Brad Geddes. Cât timp ați auzit de Brad Geddes? Ok. Pentru cei care nu știu, Brad Geddes a scris o carte foarte mișto, se numește Advanced Google AdWords. Iar, din punctul meu de vedere, este de departe cea mai mișto carte de Google AdWords. La noi, la două panele, este și o condiție de oarecum de angajare. Adică, după angajare, în prima lună de zile, acea carte trebuie citită. Și trebuie citită cel puțin o dată. Bun. Să vă mai zic încă ceva de Brad Geddes. El este trainer la... este mentor la MarketMotiv. Iar acolo, am făcut și eu masterul acolo. La un moment dat, anul trecut de Crăciun, dacă nu mă înșel, au trimis un newsletter în care promova un pachet de 3 videouri, de câte 45 de minute, cred că fiecare. Unul era al lui Brad Geddes și, dacă nu mă înșel, unul al lui Avinash Kaushik și unul al lui Brian Eisenberg. Sau două al lui Brian Eisenberg și unul al lui Brad Geddes. Videourile respective costau $150, iar pentru cei care erau abonați la MarketMotiv costa $75. Deci costau $75 doar acele trei video, care aveau câte 45 de minute fiecare și toate trei erau despre cum să-ți crești vânzările. O dată prin Google AdWords și ținea Brad Geddes și prin alte metode de usability și de analiză de la ceilalți doi. Eu mi-am luat videourile respective, deci am plătit $75. Și vreau să zic că cei $75 mi-am scos, deci cred că, ok, să nu zic de îndecit, dar mi-am scos de cel puțin 4 ori. După ce am văzut videourile respective. 3 videouri de 45 de minute fiecare. Și mai ales cel de la Brad Geddes. Ok. Deci, înainte, ca la orice alt eveniment, nu doar la Sendays, înainte să vă gândiți la faptul că, ok, este un eveniment plătit, este un eveniment care costă, eu vă recomand să faceți o analiză în funcție de bugetul pe care îl aveți de investit în AdWords și să faceți o comparație, să vă gândiți, ok, dacă dau suma X de bani, cam ce advisor ar trebui să primesc de acolo ca să îmi scot banii respectiv. Eu personal pot să vă garantez că vă scoateți de departe banii din biletul de la Sendes și de aceea doar în seara asta, cei care o să achiziționeze, odată ca un voucher pe care pot folosi, se cheamă Lumea SEO PPC 17 și au 17% discount la prețul afișat pe site.
și doi au garanția mea personală prin care dacă nu le-a plăcut orice la eveniment, deci dacă îmi dau un e-mail după eveniment și spun că nu, și nu mi-a plăcut că nu știam numele meu pe X sau I don't care, cu orice motiv, le dau personal banii înapoi care l-au dat pe bilet. Dar doar pentru cei care achiziționează bilet în țara asta. Sper să scoți destul de bine pe și pentru aceștia eu să-mi dea un mail înainte pe adresa cristian.ignat@aron2parale.ro ca să-i țin și eu să le țin. Mulțumim mult, Cristi! Excelent! Deci toți cei care achiziționează bilet pentru SMBase în această seară, pe lângă faptul că au un discount de 17% prin intermediul voucherilor, lumea se aude de 17, folosit pe site, probabil la achiziție, au money back guaranteed la Cristi Ignat în contextul în care sunt nemulțumiți de eveniment. Deci e o ocazie, ocazie foarte bună, profitați de ea. Vă invit să luăm o pauză de 7 minute, ca să nu fie nici de 5, nici de 10, și să ne revedem pentru următoarea prezentare, care va fi pe zona de Search Engine Optimization de data aceasta.